În România nu se teme nimeni nici de amenda de de 20 de milioane. Uitați în Conflanturi, da? O mașină parcată pe parcarea e goală, sunt și mai încolo, o grămadă de locuri, doar că nesimțirea e așa cum e în România. Că nu e persoană cu dizabilitate, că dacă era persoană cu dizabilitate, avea un semn acolo, nici chiar amenda de, 2000 de lei nu-i sperie pe unii din România. No, ce să mai zicem? Deci, amenda pentru cei care parchează, chiar și școala parchează pe locul interzis, deci pe locul amenajat persoanelor cu handicap. No, uite, ce să ne mai aștepte dacă și școala care învață pe oameni parchează acolo, nu mai are niciun rost. Vă arăt această filmare, sunt la Cofland, în Turda. Am mai întâlnit o mașină mai înainte, tot așa. Parcarea e goală, dar e plină de... parchează pe... și amenda de 2000 de lei, hai că vă arăt și pe doamna, poate se dă jos. M-a văzut, cred că m-a văzut. Să vedem, aștept un pic, dar de... să dă jos, să vă arăt. Au avut o tentativă să dea jos, dar cred că au văzut. Hai că vă las, că văd că nu mai vreau doamna să coboare.